Emisiune susținută de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Este emisiunea în care șef Adi Hădean gătește, iar eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitații la masă și pentru a le oferi o porție mare de întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară este un actor bine cotat, cu roluri multe, bine jucate. Ia masa cu noi în această seară, actorul Marius Manole. Bun găsit, Adi! Suntem gata să-l primim cum se cuvine, cu voie bună? O să fim gata imediat. Cu voie bună suntem. Eu sunt prieten cu Marius Manole pe Facebook de foarte mult timp și pe Instagram și am mai schimbat așa două, trei vorbe și chiar mă întrebam oare când o să fie invitat la emisiunea asta. Astăzi. Iată. În această seară. Atunci o să-i dăm să mănânce niște spanac. Verde și atât? Verde și atât. În primul rând că e verde și o să și rămână verde, dar lângă spanacul ăsta un pic de niște cărniță așa. Cum altfel? Dar cum să ies din casă, să mă duc la piață și să iau doar spanac? Și niște roșii pe care o să le frig un pic în tigaie cu foarte puțin ulei și atât. Și mă rog, o să le mai dau niște bureni de pe aici. Pătrunjel, sare, piper, aia tot. Carnea, uite-o, vezi? Eu am pus-o la marinat de ieri, că eu știu că noi avem treabă astăzi. Am pus-o puțin la marinat cu un pic de ulei, cu cimbrișor, cu usturoi. Foarte puțină sare, foarte puțin piper și o să fie o carne foarte bună. Uite-te la ea, vezi? E marmurată, e dar, bună. Dar uite-mă când vezi ceva, vezi? N-ai plecat degeaba de acasă. Astăzi. În general. Eu adică învăț de fiecare dată, am spus-o mereu. Marmurată, hai să le explicăm și stimaților telespectatori ce înseamnă marmurată. Înseamnă că are inserțiile astea de grăsime intramusculară și asta fac carnea să fie fragedă și gustoasă. Nu are nevoie de mare șmecherie de tratament, adică ai fript-o pe parte și pe alta și la revedere, după aia mănânci. Putea să fie și fără marinare pentru că e o bucată de carne bună. Doar am vrut să mă joc și să mai vin lângă spanacul ăsta cu un gust care mi se pare mie complementar, adică aroma asta pe care o dă cimbrul în combinație cu carnea friptă. De-aia am făcut marinarea. Pur și simplu o frigi pe grătar și s-a terminat? În tigaie? În tigaie. Poate să fie și pe grătar, dar o să o frig în tigaie 3 minute pe fiecare parte la grosimea asta și aia e tot. Suntem în sezon de spanac. Spanacul e bun, e viguros, e foarte suculent, e fain, știi? E păcat să nu-l folosești și se gătește extrem de ușor și pe deasupra este și foarte versatil, adică poți să faci de la suflet de spanac la ce vrei tu. Acum nu o să fac suflet de spanac, că ne complicăm viața inutil, dar iau spanacul și îl spăl foarte, foarte bine, frunze cu frunze, să nu rămână pământ pe el, nisip, gângănii, na-na-na-na. Îl iau și îl opăresc în apă care clocotește, apă cu un pic de sare, îl scot de acolo și îl pun în apă gheață. Cu gheață, exact, apă cu gheață. De ce? Pentru că în felul ăsta, clorofila din spanac se blochează acolo, adică spanacul meu nu se prea gătește și se blochează în locul ăla în care rămâne chiar verde, că vreau să rămână verde. După aia le iau cu blenderul și poate că o să-i pun un pic de smântână dulce, poate, nu-ți promit. Dar s-ar putea să fac lucrul ăsta. Depinde de inspirația de moment a bucătarului, desigur. Și după ce l-am făcut piure, îl mai pun un pic într-o tigaie să mai scadă un pic pe foc sau într-o crăticioară și cam aia să fie tot. Lângă crema asta de spanac o să pun carnea și eu cred că o să vă și placă. Și pun și roșiile astea ca să fie și un pic de culoare și un pic de aciditate, pentru că spanacului, după mine, îi trebuie întotdeauna lângă un pic de aciditate ca să meargă, să fie mai plăcut, știi? Abia aștept. Carne roșie, vin roșu? Mi-așa îmi place. Bine, mă duc să-l scot de la rece, că a stat toată ziua la frigider. Actorul Marius Manole vine în această seară la cină. Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Bine ai venit! Mulțumim că ești cu noi, te rog! Vă rog, plăcere!
Asta e locul meu, da? Da. Foarte frumos e. E frumos la noi. E frumos tare, da. Îmi place mult. Și ne străduim de ceva vreme să te aducem la noi în sufragerie. Ne-a fost greu, dar până la urmă ne-a ieșit. Nu s-a potrivit, dar știi cum. Eu cred foarte tare că momentul când e, trebuie să fie. Deci acum a fost să fie. Acum a fost să fie, da. Mănânci, bei, faci orice? Mănânc, beau, fac orice. Acum, după pandemia asta, mănânc mai cu parcimonie și încerc să fac mai mult sport și să mănânc mai puțin. Adică azi, știind că vin aici, am redus un pic cantitatea de hrană. Trebuia să nu mănânci deloc. În principiu așa se face. Te duci în vizită la cineva, nu mănânci. E adevărat, dar totuși am alergat, am asta, trebuie să... E complicat cu... Când ne schimbăm genul, știi, noi în teatru, dacă ne îngrășăm, e ciudat un pic, pentru că imediat se vede. În primul rând că nu mai poți folosi costumele. Noi suntem toți panicați după o vacanță, că trebuie să ori să refacem costumele, ori și de aia când ne apropiem. O cheltuială în plus? O cheltuială în plus și nici nu e... Și personajul l-ai făcut într-un fel. Nu poți să te lași, să lași în stadiune, la final de stadiune, tras prin inel și la, în toamnă să te găsească cât un purcel. Iată și am făcut și o poezie. Marius, te-am văzut recent spunând undeva că ai fost în prag de alcoolism. E o glumă, e o declarație scoasă din context sau e adevărul gol-goluț? Nu e nicio glumă, nicio declarație scoasă din context, am spus asta. E un pic, să zic, un pic o exagerare. Dar eram foarte aproape de asta, cred, pentru că n-am mers până în punctul în care să mă las alunec, pentru că știam că e o boală grea și știam că meseriile astea artistice sunt predispuse, nu știu dacă e doar așa de boemie sau realmente un consum foarte mare și după spectacol tot timpul se obișnuia, vezi, asta s-a pierdut în teatru, acum nu se mai stă la bere, nu se mai stă la vin după spectacole, nimeni nu mai, nici mai avem voie acum în perioada asta, nu mai avem voie să jucăm, dar aminte să bem. Asta voia să zic, nu prea mai sunt spectacole. Exact. Mă rog, când am început eu acum vreo 15 ani, de când e poveste asta, cu 14, 13, 12 ani, întârziam mult la bere, la vin, stăteam după spectacole până dimineață, la 6, la 10 aveai repetiții și tot așa și tot așa. Și la un moment dat mi-am dat seama că pe undeva, pe la ora 11, așa, zic, parcă aș bea ceva. Zic. Și o dată de două ori și după aia mi s-a părut ciudat și am zis... Opresc acum. Și am oprit greu, adică n-a fost ușor, am oprit greu. Singur, cu voință, nu? Singur cu voință, da. Păi majoritatea lucrurilor le-am făcut singur cu voință. Unele mie, altele nu mie, eu nu prea am avut voință în viața mea, foarte puțină voință am avut. În afară de meserie, acolo unde am avut voință, în rest, în viața mea, nu prea am avut neapărat. Bine, nici n-am avut la ce să am voință, că eu, până anul ăsta, când mi-a pus pandemia oglinda în față și timpul în brațe, nu am prea avut la ce să am voință, că nu prea mă interesa neapărat viața, care viața nici nu prea exista, de fapt. Că eu ajungeam acasă la 11 noaptea sau mai târziu când veneam de prin turnee, de pe la Constanța, de pe la Brașov, Timișoara, de pe unde nu veneam, la ora 3 dimineața, mă culcam și dimineața la 10 trebuia să fiu pe scenă la repetiții. Deci, practic, viața mea nu exista. Casa era un fel de hotel și cam aia era. Adică, așa că multă voință n-aveam la ce să folosesc. Doar în meserie. În afară de povestea asta cu un pahar cu vin în plus față de cât ar trebui, mai ai și alte vicii sau ești perfect? Nu, perfect nu sunt nici pe departe, ferească Dumnezeu. Am unele vicii care nu se pot spune la televizor, mă lupt cu fumatul, dar asta e o poveste atât de veche. De ale vieții, ce să facem? Suntem oameni și oricum eu sunt balanță, nu știu dacă are vreo relevanță sau că crede cineva în asta, nici eu măcar nu cred. Dar îți place cum sună. Îmi place cum sună și balanța e într-un dezechilibru, adică deși contrar, toată lumea crede că balanța e echilibrată. Ar trebui să fie echilibrată. Nu e echilibrată. Balanțele sunt oameni care sunt tocmai dezechilibrați, pentru că au perioade în care trăiesc extrem de sănătos sau foarte conștiincioși și perioade în care e vraiște, nu înțeleg nimic, nu mai știu pentru ce trăiesc, nu mai știu de ce fac meseria pe care o fac și așa mai departe. Eu tot timpul am fost așa, adică la mine n-a fost niciodată un echilibru perfect, n-a fost nici măcar un echilibru, nu zic perfect. Am trăit tot timpul între perioade în care m-am pierdut pe mine, perioade în care mă găseam și acum sunt la fel în niște perioade în care nu înțeleg multe lucruri, poate că din cauza pandemiei, poate că din cauza faptului că viața noastră cu totul s-a schimbat. Nu prea mai înțeleg nimic, adică nu mai înțeleg de ce fac teatru, nu mai înțeleg de ce sunt singur, nu mai înțeleg de ce stau în casa în care stau, nu mai înțeleg. Cred că îmi place mai mult să mă plâng decât să fac o schimbare radicală. Și atunci stau mult în perioada de lament care zic că nu e bine, că mamă ce greu mi-e sau nu știu ce și nu știu cum, în loc să acționez și să schimb, să zic ce nu e bine, ce nu-ți place, asta, asta, asta. Păi schimbă-le. Dar e mai complicat, știi? Pentru că na, ne-am făcut niște automatisme, eu am și de asta, înainte de mă duce la teatru, am multe
tabieturi și toate trebuie îndeplinite ca să am un spectacol bun. Ca ce să faci? Ce faci înainte multe, de depinde de ce mănânci, de exemplu. Tot timpul am grijă la ce mănânc și știu că dacă am un spectacol care mi-a ieșit odată și am mâncat friptură de vită, o țin langa cu friptura de vită. Se cheamă superstiție. Da, am multe superstiții. Uneori le uit și zic, aule, n-am mâncat friptura de vită. Și când intru în scenă, joc extraordinar, joc. Rar, oameni buni, rar. Dar când joc și zic, aule, păi n-am mâncat friptura, înseamnă că pot să nu mai mănânc friptura de vită, că mi-a ieșit. După aia când mi-e sepul, zic, vezi de aia, n-am mâncat friptura de vită. Și tot așa, am multe de astea, am. Să am lănțișorul care e la spectacol, să am parfumul care mă dau la personajul ăla, să am... tot felul de lucruri se creează în timpul de repetiții. Să știi că corpul nostru începe să rețină niște lucruri fără voia noastră. Adică el începe să învețe mișcările automat, începe să simtă mirosurile din jur, văzul tău se obișnuiește cu anumite repere în scenă, simțurile tale sunt... Adică ai o anumită ordine în tot ce se întâmplă în scenă. Și când nu mai regăsești ordinea aia, adică mirosul ăla, s-a mutat cineva, că noi imediat simțim actorii, de ce ați mutat de acolo lumina? Păi n-am mutat-o că așa era. Oameni buni, nu era așa, vă zic eu că nu era așa. Ba da, uite, ți-arăt pe imagini. Arătați-mi pe imagini. Mi-arată pe imagini și lumina este fix unde spun eu. Pentru că eu știu exact că la replica aia ochii mei nimeresc în reflectorul ăla și n-aveam cum să greșesc. Și stăteam exact în unghiul, pentru că corpul meu e mai deștept ca mine. Și stăteam exact în unghiul ăsta și aveam reflectorul. A, da, iartă-ne, da, îl mutăm. De-aia sunt toate automatismele astea sau toate superstițiile astea. Înainte de pandemie aveai și câte 30 de reprezentații pe lună, da? Da. Cum stai acum? Cum merge teatrul online? N-am jucat foarte mult, am jucat foarte puțin anul trecut, enorm de puțin. Nu pot să zic că am suferit, nu pot să zic că n-am suferit. M-am bucurat pe de-o parte pentru că am avut timp, uite, pentru toate gândurile astea pe care nu le lăsam niciodată să existe. Dar sigur că m-am întristat pentru că e greu să stai departe de scenă. Noi totuși suntem niște oameni, apropo de vicii, ăsta ar fi unul din marile vicii, să stai acolo pe scenă și să ai adicția asta vis-a-vis de public și nevoia asta permanentă, de care e o nevoie bolnăvicioasă până la urmă, dar e nevoia asta de validare, de a exista, de a-ți arăta oamenii să-ți arate că te iubesc, pentru că sigur că noi facem și meseria asta, sau eu fac meseria asta și dintr-un gol. Există un gol undeva care trebuie umplut în permanență, de asta probabil că am jucat atâția ani atât de mult, că acel gol trebuia umplut. Și când ne-au luat scena, golul s-a făcut din nou gol și a rămas gol și golul a început să lucreze și să dea 1000 de gânduri. Și te-ai trezit cu timp liber cu care nu știai ce să faci. Și m-am trezit cu timp liber și cu mine. Că dacă mă trezeam cu timp liber, n-aveam o problemă, dar m-am trezit și cu timp liber și cu mine în același timp, ceea ce a fost foarte complicat. N-am jucat mult. Acum mai nou am descoperit metodele astea cu online-ul, care au funcționat foarte bine. Și cel mai interesant este că 70% din bilete sunt cumpărate de oameni din străinătate, din afara țării. Români plecați din România. Asta vă zic, jucați în limba română totuși. Jucăm în limba română, dar sunt români care sunt plecați de foarte mult timp, care nu n-au mai avut timp de teatru. Unii mi-au spus că nici s-au mai gândit că există teatru. În țara lor nu merg la teatru. Și atunci, pur și simplu, la primul spectacol sau al doilea, peretele de la Teatrul Metropolis s-au năvălit. Au fost 4.000 de bilete cumpărate în aceeași seară. Adică din toate colțurile lumii, din Rac, din Birmingham, din New York, de peste tot. E un lucru fantastic pe care nu înțeleg de ce noi nu l-am folosit până acum. Suntem în anul 2021 și teatrele din România nu au acest serviciu online. Pur și simplu nu-l au. L-am descoperit acum și bine facem pentru cei plecați de multă vreme din țară cu dor de teatru. Pentru că, da, nu vin să te vadă la Teatrul Național sau la Metropolis, dar te pot vedea în fața unui calculator, în fața unui televizor, acasă, acolo unde stau ei. Noi facem destul de multe turnee în străinătate când suntem în timpuri bune și e foarte folositor pentru că oamenii o să ne aștepte când mergem în München, în Paris, în peste tot unde mergem noi. Am jucat acum două spectacole, unul după altul, pentru că suntem cu 30% capacitatea sălii și nu-ți permis să joci doar un spectacol, că nu poți plăti nimic. Și am jucat unul după altul și s-au vândut într-o zi toate biletele. Și într-adevăr e straniu pentru că tot intram și ieșeam din scenă și spuneam, nu vi se pare că publicul e cam jos așa sau suntem noi proști sau... Și după aia am dat seama, noi suntem obișnuiți cu râsetele alea de la o sală de 900 de oameni. Acum sunt 270, atâta se aude, adică nu că ei sunt... Ei săraci, ce să râdă cu două guri, să aplaude cu patru mâini, ce să facă? Da, e stranie senzația, și cu măști pe față și cu... Ia uite. Ai vorbit despre vită un pic mai devreme? Nu pot să cred. Ia uite. Iată. Vezi? Adi, ce pregătit este. Înainte cum mâncam noi în copilărie la Moldova. Da, sigur că da. Da. Mulțumim, Adi. Arată foarte bine oricum. Aici sunt acumurile. Te rog.
Eu zic să fac o poză pentru Instagram totuși. Uite cine folosește foarte, foarte des rețelele de socializare. Adevărul e că Marius este foarte activ. Adevărul este că tu gândește-te că acum niște ani trebuia să umpli orașul cu afișe ca să-ți promovezi ceva. Nu mai zic cum promovai tu când plecai la Iași, adică tot cu afișe, cu chinuite noaptea, impresarii smulgeau unii altor afișele. Acum pui pe Facebook. Ești la un click distanță. Ești la un click distanță. Hai să facem și fotografia emisiunii. Facem. Este selfie-ul acestei emisiuni. O fotografie pe care noi de regulă o postăm pe site-urile de socializare. O piedică în calea uitării cum. Vai, ce frumos sună, Adi. Da. Ai avut oracol? Măi, n-am avut oracol. Marius, cum dorește căprioara apă dulce de izvor, așa doresc eu ție noroc sau fericire în viitor. Acum, tu ești de la Iași, eu de la Vaslui, e un pic era mai jos. Mamă, căutam pe bănci să vedem, că era întrebarea pe cine iubești, cine îți place din clasă. Păi era acolo aia cu idem 2, idem 3, că nu mai scriai pe Florentina și după aia scria idem 1. Păi vă dați seama că suntem niște ciudați în fața noi generații, acum vorbim despre oracol și despre... Da, și bunicii noștri sunt ciudați în fața noastră. E mai bine să fii ciudat și sătul în același timp. Da, corect. Vă recomand să mâncați până nu se răcește de tot. Aveți în farfurie vită? Friptă în tigaie, sare, piper, un pic de ulei, niște unt la urmă și aia e tot. Un piure din spanac, pentru că suntem în plin sezon de spanac, și niște roșii mititele fripte. Niciodată n-am știut să gătesc vită. Niciodată. Și o gătesc, că vine la Moldova. Dar vita nu mi-a ieșit niciodată. Ei, pentru că nu e în cultura noastră. Pentru că e un bucătar prost. Da, s-ar putea să fie și asta. Totuși, mecheria să nu gătești prea mult. Dacă gătești prea mult, mai bine te duci ore în șir, îi mai dai și un pic de fum și faci altfel de mâncare din carne. Da. Până la urmă, totul vine cu experiența. În orice. Și în teatru, și în aviație, și în făcut de mâncare, ai nevoie de experiență. Că primele jocuri n-au cum să fie cele mai reușite. Așa mă gândesc. Așa e. Foarte bun. Mulțumim foarte mult, Adi. Mulțumim frumos. Eu am terminat tot. Bravo. Marius, vii din Moldova, unde în luna martie bărbații sunt cei, mulțumesc, care primesc mărțișoare. Te-ai mutat la București, unde trebuie să oferi tu mărțișoare. Pentru că toți suntem în luna martie și încă vorbim despre asta, vreau să te întreb și cum a mers vânzarea mărțișoarelor pentru teatru. Care-i povestea? Cristi Simion Mercurian a avut ideea să construiască un teatru de la zero, după nu știu câți ani în care nu s-au construit nimic în București niciodată, și vrea să facă un teatru care e G53, a vândut casa bunicilor, a făcut un proiect și a venit cu ideea acum să facă niște cărămizi pe care să le vindem drept mărțișoare și, mă rog, fiecare cărămidă are un autograf, fie de la un actor, Marian Râlea, doamna Oana Pelea și așa mai departe. Și numele oamenilor care cumpără cărămizi vor fi scrise în foaierul teatrului, toate numele, și va fi un fel teatru nostru, cum ar fi, un teatru al tuturor. Continuă povestea asta pe tot parcursul lunii? Da, continuă pe tot parcursul lunii și continuă până se strâng banii, pentru că sunt foarte mulți bani de strâns și, na, un teatru nu se face chiar așa ușor. Costă niște milioane de euro, cred că, habar n-am. Am văzut povestea asta la televizor și vreau să te întreb, tu la ce te uiți la televizor? Ești consumator de știri, de emisiuni, de divertisment? Nu mă uit la divertisment, nu prea... Nici nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu sunt emisiunile pe gustul meu astea de divertisment neapărat. Dar știi că emisiunile astea satisfac cumva pofta românului de a se uita peste gard, în ograda vecinului. Da. Ia să vedem ce e acolo. Da. Practic publicul e așa. Chiar vă discutam aseară, am avut-o. Nu știu, voi știți aplicația asta? Clubhouse? Bineînțeles. Aseară pe Clubhouse am intrat pe un room în care chiar asta era discuția, la ce ne uităm la televizor și dacă ne mai uităm la televizor. Mulți tineri, mă rog, care trăiau în străinătate, români plecați, spuneau că ei nu se uită la televizor, ai noștri se mai uită la televizor și am fost atent la ce se uită. Erau niște emisiuni la care eu adică mă uit 3 minute, după care pierd cumva timpul și nu-s pe gustul meu. Și atunci cel mai mult stau pe știri, într-adevăr, stau la știri. Eu știu că ție ți-ar plăcea să prezinți știri. Am citit asta undeva. Ai fost să dai vreodată o probă într-o televiziune? Niciodată, pentru că nu aș fi avut timpul necesar. Adică totuși eu vreau să fac teatru. Mi-ar fi plăcut foarte tare, dar cred că asta mi-am descoperit târziu. Din păcate, asta e, am ratat acest job. Păi de ce? Odată cu vârsta vine și credibilitatea. E adevărat. Cine știe? Nu spui niciodată că nu știi niciodată. Păi nu, asta zic, aviz amatorilor. Dacă își dorește cineva o televiziune din România să-l aibă pe Marius Manole prezentator de știri, măcar în glumă de 1 aprilie... Hai să nu fie orice televiziune, totuși. Zic să mai...
Uite, apropo de emisiune... S-ar fi niște standarde. Da, da, da. Nu, deci mă uit la știri. Îmi place, nu că îmi place. Sunt la zi, la curent cu tot ce se întâmplă. De când am intrat un pic în activismul ăsta civic, de când, după colectiv încolo, când mi-am dat seama că și părerea mea contează și că și eu trebuie să fac ceva, că nu se poate numai să stai acasă și să ceri. De altfel am și fost acuzat că actorii n-au voie să iasă în stradă, n-au voie să spună că nu e în regulă, n-au voie să se implice. Oamenii în România consideră că dacă tu spui, domnule, mie nu-mi place, nu știu cine să zic, Dragnea, că nu mai e cazul să fie pe piață, deocamdată. Spui deocamdată, interesant. Păi da, stai cu... Păi ziceți, niciodată. Păi da, stai cu frică așa. Ce surpriză ai mai avut noi. Exact, corect. Păi da, uite la sectorul. Așa, oamenii cred că dacă spui asta, faci politică. Și eu tot le explic, oameni buni, când faci politică, ești în politică, ești într-un partid. Nu, ce fac eu este să-mi spun o opinie de cetățean. Să știți că și eu, actorul Marius Manole, e un om care merge la piață, plătește impozite, plătește la restaurant. Adică și dau adică nu e ca și cum eu aș trăi undeva într-un glob de sticlă și că voi actorii n-ați avea voie, că de ce? Că vă împărțiți publicul. Păi acum ce o să fac? O să toată viața mea o să tac din gură, nu o să mi-e nicio părere, ca să nu pierd publicul. Păi, acum, hai să spunem așa, ai publicul pe care îl meriți. Și înseamnă că oamenii, da, o să fie sala pe jumate goală la mine, dar sunt oamenii care, na, mă plac cu totul, nu numai o făcătură. Adică cineva despre care nu știi decât că joacă bine și că te emoționează. Noi suntem și noi niște oameni, nu suntem niște roboți. Poate ar fi interesant ca oamenii să meargă la teatru pentru performanța actorului și nu pentru opiniile sale politice sau de altă natură. E foarte greu să-i convingi. Și eu am oameni artiști. Știu, dar pare că asta e lupta. Da, pe care nu, adică nu că nu sunt de acord, îi condamn pentru niște, îl condamn. Mă rog, da, pentru niște lucruri pe care le-au făcut în politică, dar dacă merg la teatru, mă uit la ei ca la actor și dacă fac un lucru bun, mă și duc la cabină, deși poate nici nu vorbim, și spun felicitări, bravo, mi-a plăcut foarte tare. Una e una, e alta e alta. Te-am văzut deseori în stradă la proteste și n-aș vrea să te întreb acum ce te scoate din casă să ieși acolo în stradă. Aș vrea să te întreb cum arată, din punctul tău de vedere, o Românie din care un tânăr să nu-și dorească să plece. Oh. Suntem așa de departe de România aia că aproape că nici nu știu dacă pot să-ți imaginezi lucrul ăsta. Dar tu n-ai plecat, ai rămas aici. N-am plecat din lașitate. Odată, n-am plecat pentru că mi-era bine aici deocamdată, bine. Eram totuși, na, limba română, totuși actoria, e greu să o faci în altă limbă. Dacă să zic că ar putea să plece mai ușor sau... Eu pot să gătesc și în franceză. Da, tu poți să gătesc și în franceză și în engleză. Eu nu pot decât să râd în franceză și în engleză, în rest nu. Deci n-aș fi putut să joc. Am pus să dansezi. Aș putea să, la vârsta asta, ce să mai dansez? Că mai am... Nu, ne întoarcem și la proteste, dar dacă tot s-a pomenit acest cuvânt dans, ai participat, apropo de emisiunile de divertisment, la un concurs de dans la un moment dat. Și nu era chiar rău ce am văzut la televizor. L-ai și câștigat, da, iată. A fost un pariu, pentru că, în primul rând, a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut în viața mea. Vezi că te uiți la o emisiune care de divertisment și pare că oamenii ăia își pun costumul pe ei și să vin acolo și cu reflectoare și cu aplauze și nu, era o muncă de salahor, deci au fost 8 săptămâni crunte. Dar îți place să dansezi? Nu, de atunci nu mai îmi place. Nu mai vreau să mai dansez, nu mai vreau să aud. A fost foarte greu. Dar m-am băgat în aia pentru că noi ne plângem tot timpul că la televizor nu apar oamenii care trebuie să apară. Că, uite, sunt atâtea valori care nu apar, că nu le cheamă nimeni, nu știu. Și pe mine m-au chemat. Și atunci eu am zis, bine, în primul rând că mi-a zis cine mi-a zis de acolo, a zis, vezi că e foarte mult de muncă. Eu cred că e foarte mult de muncă, mie îmi place. Dacă e mult de muncă, eu mă bag. Și am acceptat și am zis, ok. Și am dat telefon la Rodica Mandache și le-am spus, vedeți că eu o să fiu într-un... Și cine mai e acolo? Păi zic, Alex Velea, Antonia, măi, dar nu e lumea ta, nu trebuie să te... tu trebuie să joci Hamlet, tu trebuie să fii pe scenă, n-ai de ce să te duci acolo în emisiune, pentru ce? Zic, bine, așa. Am început munca, am făcut și a fost prima seară în care a fost Ango. Și am făcut și nu știu ce și aha, și după live, că era live, asta era nenorocirea asta, aici erau emoțiile, a dat telefon și, măi, bine că te-ai dus, să vadă lumea că există totuși actori care poate să apară la televizor decent, frumos, să facă lucrurile bine. Deci, cumva, e și vina noastră că nu ne implicăm într-un fel, să nu uităm că noi avem și datoria să educăm. Tu prin ce faci, eu prin ce fac, noi prin ce facem, adică, cumva, poate că
că undeva la ureche ajunge și zice, a, mă, uite, că se poate și așa, se poate trăi și așa. Să ne întoarcem la România, aceea așa. Din care românii să nu-și dorească să plece. Da, păi, în primul rând, la mine, eu cred că tot ce se întâmplă acum greșit în România este consecința faptului că am distrus educația. Și că am distrus asta, de aici încolo, de fapt, nici nu mai avem despre ce vorbim. Eu mi-aș dori o Românie educată, vorba unui... Clasic în viață. Unui clasic în viață. Acea Românie educată care, mă rog, acest proiect văd că nu s-a dus nicăieri, a fost doar un enunț și atât. Dacă România ar fi educată, lucrurile ar sta bine. Eu cred că n-ar mai fi așa. Eu asta îmi doresc. O Românie educată, în care oamenii să respecte ce au de făcut, fiecare să știe meseria, noi să respectăm aleșii noștri să ne respecte pe noi și să fie în slujba noastră. Adică să fim toți conștienți de locul pe care îl avem. Pentru că vezi, aia e, când te duci la restaurant, tu ești direct răspunzător pentru clientul tău. Nu pentru că l-ați plătește nici. Așa la teatru. Eu când joc, sunt direct răspunzător. Omul a dat un ban și trebuie să vadă ce e mai bun. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile într-o țară normală. Îți respecti aleșii? Am preluat din vorbele tale. Astăzi. Pe o parte îi respect pe cei pe care am ales. Zici pe o parte, nu pe de o parte. Nu, pe o parte. Pe o parte îi respect. Deci câțiva dintre ei primesc respectul tău. Da, au câțiva, da. Acum să nu imaginăm că eu sunt cineva care ar trebui să... Dar pe mulți nu-i respect și nu i-am respectat. Și n-ai de ce să-i respecti. Adică dacă e niște CV-uri de acolo, te îngrozești realmente. Adică nu dai seama cum am ajuns noi conduși de niște oameni care n-ar trebui să... fie nici până în fața Parlamentului, nu să calci acolo. Eu n-am călcat decât o dată, în vizită. Nu mi-am permis și nici n-am avut de ce și nici nu cred că aș avea de ce. Pentru că nu cred că e nici meseria mea și nici n-aș fi în stare să mânuiesc destinul unor oameni. Eu nu înțeleg cum cineva care e cu limba română la pământ îndrăznește să pună piciorul acolo și să-și asume să ia niște decizii în numele oamenilor. Adică pentru mine este foarte straniu. Iar felul în care am trăit noi până acum 2 ani era de-a dreptul umilitor. Umilitor, ăsta era cuvântul. Te uitai și nu-ți venea să crezi că tu ești reprezentat de acest prim-ministru. Te uitai și spui, Doamne, dar cum? Pentru că prim-ministru, până la urmă, este unul dintre oamenii cei mai de soi ai societății. Adică ar trebui să fie ăla. Și tu te uitai și spuneai, păi, dar nu, mi-e rușit, nu. Hai să ne ducem un pic în urmă, aproape de copilăria ta. Care era amintirea aia hazlie din copilărie pe care o povesteau apropiații la reuniunile de familie? Marius, când era mic, cu ce completăm puncte? Păi Marius când era mic făcea enorm de multe prostii, adică am fost un copil extrem de obraznic, s-au mutat oameni din bloc din cauza mea. Așa făceam, eram un copil care aveam energie foarte multă, probabil că acum aș fi fost catalogat cu o boală, că aș fi avut o boală ceva în zilele noastre. Pe atunci nu se știau lucrurile astea și eram doar un copil obraznic. Atunci când un copil avea o problemă, spunea că e obraznic. Nu mă puteam concentra, eram tot timpul pe fugă, făceam tot felul de chestii, puneam planuri, făceam. Scriam la oameni pe ușă cu lumânarea, am aruncat 10 kg de ardei de la balcon, că mi se părea cum făceau când ajungeau, făceau poc, și că a venit mama acasă și a zis, uite, uite-ți acuz, că în fața blocului. Nu, că nu știa. A văzut femeia acolo, a urcat în casă și a zis, măi, este un prost care a aruncat, cred că 10 kg de gogoșari. Și când a căutat să fac o ciorbă, nu mai era niciun gogoșar. Și a zis, mama ta, erau gogoșarii pentru zacus. Prostul era chiar lângă ea. Așa, dar, mă rog, una din întâmplările cele mai stranii, care pentru mine și acum sunt stranii, în primul rând că e foarte ciudat, eu nu mi-aduc aminte. Am făcut exercițiul ăsta și nu înțeleg de ce nu mi-aduc aminte nicio zi de naștere din viața mea, până la 17 ani. Nu știu ce făceam eu ziua aia de 4 octombrie. Niciodată nu mi-aduc aminte. Dar, și tocmai de aici cred că pleacă, pentru că nu mi-aduc aminte, am inventat că e ziua mea de naștere. Mă certasem cu niște copii de pe un bloc și ca să-i împac, știam că așa poți să-i împaci, că le dai torța sau îi chem la ceva. Așa. Și m-am dus din ușă în ușă până la etajul 10, unde erau copiii ăia pe care, așa, și i-am invitat la ziua mea seara. Am zis, bună ziua, sărut mâna, azi e ziua mea, vă invit de seară, dacă lăsați pe Codrin, Corina, Vasile, la ziua mea de naștere, că da, sigur, o să venim, nu știu ce. Și mama s-a dus în piață, s-a întâlnit cu o doamnă din bloc și doamna aia avea ceva în mână și a zis, nu trebuia să vedeți. Mama a zis, nu, da,
Da. Haideți că ne vedem, ne vedem curând. Da. Și a venit acasă și m-am întâlnit cu doamna, dar era foarte stranie, că zicea că o să ne vedem, că era foarte stranie. E, pe la ora 7 a început să sune suneria și să apară copiii cu părinții, cu cadourile. Și atunci am luat o bătaie, așa, cum să ia bătaie în Moldova. Bine, eram foarte șmecher într-un fel, că mă băgam între dulap și perete și tata dădea cu creaua în perete și eu doar țipam. Eram actor de pământ. Nu mai da, tata, nu mai da, nu mai fac, nu mai fac, promit-o că nu mai fac. Nu era, eu nu aveam nimica. La școală cum ai fost? Erai tocilarul clasei niciodată. Sau băiatul simpatic care prindea totul niciodată din mers? Niciodată n-am putut să fiu tocilar, nu mi-a plăcut să învăț, învățam așa că, adică ce-mi plăcea, învățam, dar la literatură, de exemplu, învățam. Dar în rest n-am înțeles nimic din școală, n-am înțeles nimic, 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 nimic. Am trecut toate clasele, aveam și, cred, și note mari. Adică chiuleai? Da, sigur. Da, da, da. Spre liceu deja nu mai eram. Prima dragoste prezent. Când a venit? În clasa a patra. Precoce. Da, mă rog, ce credeam eu că e dragoste în clasa a patra, după aia printre a șaptea, după aia am tot luat-o așa. Da. Dar cadourile le-ai păstrat? Nu le-am păstrat. Nu le-am păstrat și știi minte că era un raliu frumos, roșu, n-am să-l uit niciodată. Nu, au plecat cu cadourile acasă. Păi, nedreaptă viață. Nu dai tort, nu e cadou. Da, da, Doamne, da, cum să-ți treacă așa ceva prin cap? Uite și tu. Da, inventam foarte multe lucruri, inventam, făceam multe prostii. De mic ai vrut să fii actor? Da. Care a fost momentul care te-a determinat să zici asta este calea pe care eu vreau să merg în viață? Eu tot povestesc un moment pe care ori mi l-am imaginat, l-am inventat, ori l-am trăit. Nici până ziua de azi nu știu dacă e adevărat. Eu am să dau, uite, n-am dat un telefon mamei să o întreb dacă e adevărat. Eu am așa, povestea. Eram la Teatrul Național, am mers cu părinții la teatru, am văzut Chirița în provincie cu Tamara Buciuceanu, că juca la Iași, Chirința în Iași sau în Iași, cred că, da? Și țin minte că a venit, a intrat în scenă pe un cal. Pe un cal adevărat. Și eu eram în rândul 3, eram mic și am văzut că în teatru, pe scenă, orice e posibil. Și de atunci am zis, a, păi eu asta vreau să mă fac. Ăia cântau, era un musical, cred că era făcut de Alexandru Dabija spectacolul, dacă nu mă înșel. Și am zis, păi asta e, aici e, să cântă, să dansează, cu calul, cu aia. Nu părea nimic greu, părea ușor. Zic aici, asta e. Și acolo am rămas. 40 de ani, poate mai târziu, ești în această seară cu noi la cină și vorbim despre, și despre cariera ta. Tu te duci cu drag la serviciu pentru că în România majoritatea românilor merg la serviciu doar pentru că au facturi de plătit. Am iubit și iubesc foarte mult teatru, meseria asta, foarte mult. Puțin prea mult după gustul meu și cred că un pic nepermis de mult. În momentul ăsta, dacă e să mă întrebi, în anul 2021, nu mă duc cu plăcere la teatru. Cel puțin nu mă duc cu plăcere la Teatrul Național. Am făcut greșeala sinistră de a deveni șef de sindicat, dacă puteți să credeți, de pentru care am intrat în conflict cu direcțiunea, de pentru care am descoperit niște lucruri, am văzut cum se întâmplă lucrurile și am văzut oamenii din jurul meu pentru prima dată, pentru că eu credeam că toți oamenii sunt buni și frumoși și drăguți și... Și am descoperit la mine o parte foarte întunecată, foarte urâtă, o parte care poate să urască, care poate să facă rău. Am văzut la ceilalți ce înseamnă să nu fii loial, ce înseamnă să-ți fie frică, să n-ai coloană vertebrală, să nu fii conștient de talentul tău, să știi ce înseamnă că ai intrat undeva pe pile, fără să ai bucuria de a-ți permite să spui, domnule, mie nu-mi place asta. Am văzut lucrurile astea pentru prima dată în viața mea. N-am fost atent până atunci, nici nu aveam timp. Le-am văzut și acum sufletește, deocamdată, la momentul ăsta, eu nu mai sunt la Teatrul Național. Nu mai simt că aparțin de Teatrul Național sau de trupa Teatrului Național. Nu mai am bucuria asta. Mă duc la teatru, stau în cabina mea, mă duc și joc, orice am de jucat, în continuare cu bucurie, în continuare cu plăcere, vreau să-mi fac treaba cât pot de bine, nu, dar nu... Nu mai... Nu, mi-e groază să intru în Teatrul Național. Noi vorbim deseori la știri mai cu seamă despre reformă în educație, în sănătate. E nevoie de reformă și în teatru? E o foarte mare nevoie. Din păcate, lucrurile se schimbă extrem de greu. Sunt foarte bine ancorate în trecut. Noi am luat legătura cu Ministrul Culturii de atâtea ori. Omul ne ascultă, ne-a primit mai mult decât ne-a primit orice alt ministru, dar, din păcate, lucrurile nu evoluează. E nevoie de schimbarea legii managementului. Dar știi ce? Am ajuns la momentul ăla că mi-e teamă ca noi atunci când vom, dacă cumva noi vom ajunge să
ajungem noi cei care vom conduce să nu fim la fel de răi sau chiar mai răi. Pentru mine vârsta nu înseamnă nimic. Adică că ești tânăr nu-ți garantează că ești un bun manager, că ești în vârstă iarăși nu-ți garantează că ești un prost manager. Nu vârsta e problema. Problema este că managerii noștri pe care avem, noi am mizat, am ținut mult ca managerii noștri să fie din breasla noastră. Actori cunoscuți. Asta nu, dacă eu sunt un actor bun, asta nu înseamnă că eu sunt și un manager bun. Nu despre asta e vorba. Eu am propus să deschidem drumurile și toți au fost împotrivă, că s-au temut, că... Dom'le, ești avocat, dar ești manager. Poți să fii... Managerul se ocupă de bani. Managerul se ocupă să managerieze instituția, să găsească oportunități, să... Directorul artistic, în schimb, trebuie să dea direcția teatrului, să aibă grijă de repertoriu de actori și oamenii ăștia amândoi să construiască un lucru. Ori la noi fiecare manager este stăpân pe moșia lui, așa se și comportă, e ca și cum, e și normal, când intri 16 ani într-un birou, dacă tu intri 16 ani într-o bucătărie, nu ți se pare că ești acasă? Și atunci nu ți se pare că totul de acolo trebuie să funcționeze exact cum spui tu? Eu așa m-am și antrenat. Așa te-ai și antrenat, exact. Bucătăriile să fie casa mea. Exact. Adică lucrurile nu sunt împărțite, la noi nu se dă voie să, noi n-avem reprezentant în consiliu. E complicat. Bref, e foarte rău acum în teatru românesc, după gustul meu, dar sunt contrazis de colegi care cred că e bine și atunci eu prefer să stau acasă, liniștit, și să văd de viață și să... Te retragi din lupta asta? Da. Da, mă retrag pentru că am dormit un an de zile cu pastile de nervi, pentru că mă certam în cap cu domnul Caramitru, cu mai știu care, cu Mircea Rusu și mi-am dat seama că nu merită. Ar merita dacă am fi o breaslă unită, dacă am avea cu toții coloană vertebrală și dacă am putea să vrem să... dacă am vrea o schimbare de adevărat. Dar nimeni nu vrea o schimbare pe bune. Oamenii vorbesc de schimbare, dar când e să faci o schimbare, nimeni nu vrea. Pentru că schimbarea presupune niște nisipuri mișcătoare, schimbarea înseamnă că dacă vine alt manager s-ar putea ca unii să rămânem, alții să plecăm. Așa că preferăm cu toți un loc sigur, călduț și aia e. Mai bărfim pe la cabină, pe la restaurant, mai stăm, mai vorbim și aia e. Să ne întoarcem la tine ca persoană. Te afectează rolurile pe care le joci? Se întâmplă vreodată să intri atât de bine în pielea personajului încât să-l iei cu tine și acasă? Nu. Nu, eu sunt conștient că teatrul e o meserie, ca oricare altă meserie. Și ceasornicarul o face, și bucătarul o face, și toată lumea face niște lucruri și când pleacă acasă nu rămâne marcat. La noi e adevărat că e mai complicat, dar că intri în viața unor oameni și... psihologic vorbind e foarte greu, dar nu. Eu urc pe scenă, știu că joc un personaj și când cobor de pe scenă, știu că mă cheamă Marius Manole, nu rămân în pielea personajului, nu intru în pielea personajului, joc un personaj. E adevărat că uneori consumul e foarte mare, sunt personaje care te solicită îngrozitor de tare și când pleci acasă rămâi, dar nu rămâi tarat de personaj, ci rămâi cu un gol imens pentru că ai dat foarte mult. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim în doar câteva momente, rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi, emisiunea La Cină, susținută de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Ne-am întors, suntem la cină cu actorul Marius Manole în această seară. Marius, ești pasionat de tenis, știu asta. Îți place doar să te uiți la televizor când joacă Halep sau și joci? Iei racheta și mergi pe terenul de tenis. Îmi place când joacă Halep, dar asta mă omoară. Era odată să leșin de emoții într-o dimineață. Ești acolo? Vai de mine. Nu, dar la propriu, adică m-am scurs pe scări așa. Era un meci la 5 dimineața, nu știu de unde era, și avea un tie-break de ajunsese la 20-23, adică era ceva îngrozitor, nu se mai termina niciodată și am crezut că mor. Dar merg și la tenis când am ocazia, merg, joc prost, bineînțeles. Mi-am luat un antrenor care era cu antrenor, n-are ce să-mi facă, că unde nu e nici Dumnezeu. Eu nu dă, dar îmi place mult, mi-ar fi plăcut să fac asta. De altfel, în copilărie m-au dus ai mei la tenis de câmp, dar m-am oprit la tenis de masă, nu știu de ce, pentru o perioadă, după care nu m-am mai oprit la niciun sport, m-am dus direct la teatru. La ping-pong cumva te miști un pic mai puțin. Te miști un pic mai puțin, dar mie îmi place să alerg. Eu alerg, eu am făcut maratonul, la 40 de ani am alergat maratonul.
După aia am făcut un an de pauză. Că a fost de ajuns. Vai de mine, a fost ceva îngrozitor. Ultimii 8 km am plâns în continuu. Am terminat numai de mândria mea că am zis că termin, dar altfel îmi venea să mor. Deci aveam picioarele ca lemnul. Deci nu mai, groaznic a fost. Dar cum poți sta liniștit vreo 2 ani? 40 de ani stau liniștit. 40? Nu, am început să realerg acum, am început să alerg în parc, și foarte frumos și îmi place să fac, adică îmi place să mă mișc, îmi place. Trag un pic de mine, dar e o bucurie după aia. Mai sunt pe finalul emisiunii 10 întrebări pe care le adresăm la cină. Dacă nu erai actor, ce ți-ar fi plăcut să fii? Multe lucruri. Mi-aș fi plăcut să gătesc. Mi-ar fi plăcut să fiu însoțitor de bord, mi-ar fi plăcut să fiu recepționer la hotel, mi-ar fi plăcut să fiu chelner, mi-ar fi plăcut să fiu afacerist. De ce chelner? Că asta pare cea mai ciudată în ce te privește, cel puțin din punctul meu de vedere. Pentru că eu când merg la restaurant, mie îmi place ca oamenii să găsesc acolo un prieten când mă se. Adică să nu zic, ce doriți? Păi aș vrea o ciorbă. Păi și atât? Da. Domnul vrea doar o ciorbă. Și mă zic, atâta vreau să mănânc. Adică m-aș purta frumos cu oamenii și le-aș face o bucurie din masa. Adică mi-ar plăcea să-și amintească de mine când pleacă de acolo. Vezi, dar tot lucru cu oamenii cumva, tot în zona asta. Păi da, și recepționer tot da. Acolo ai fi. Dar e ciudat că mie, eu sunt speriat de oameni. Adică eu nu sunt sociabil deloc. Eu doar fac niște eforturi majore ca să fiu sociabil. Eu în rest stau foarte mult închis în casă. De fapt, Marius, tu acum faci un efort susținut să stai cu noi? E prima oară când ne vedem. Nu, asta e, sunt locuri intime în care se creează ceva și atunci nu ți-e greu. Ca și cum am stat la un vin și asta pot să fac. Dar eu, ca să mă întâlnesc cu multă lume, mie groază. Adică eu am teama asta. Nu știu de ce, dar am. Eu stau foarte mult închis în casă. Teamă de oameni? Marius Manole are teamă de oameni? Marius Manole care i-a aplaudat din sală de sute de oameni? Da, da, de-aia am ales teatrul, pentru că sunt undeva izolat pe scenă, unde nu interacționez cu nimeni. Sunt eu, dar sunt privit, dar nu am treabă cu... Fac pentru oameni, cum faci pentru oameni, dar ești în bucătărie, nu trebuie să stai cu ei. Ei doar beneficiază, le faci o bucurie, dar nu trebuie să interacționezi mai mult decât e cazul. Când ai plâns ultima oară? A, plâng foarte mult. Am plâns... Și nu la teatru? Nu. Am plâns săptămâna trecută mult, o săptămână. Poți să întreb de ce? Nu. A fost o problemă personală și da, am plâns mult. Am plâns enorm. Cine îți lipsește astăzi? Cel mai greu e că îmi lipsește ceva ce nici nu știu ce lipsește. De fapt, trebuia să întreb ce îți lipsește? Ce sau cine, nici nu știu să spun, dar știi, nici măcar nu știu ce îmi lipsește. Asta e mai... un pic, o treaptă mai jos decât ce-ți lipsește. Și dacă ai ști, măcar ai luptat pentru ceva. Dar când nu știi ce-ți lipsește, dar simți că-ți lipsește, e mai rău. Care este cuvântul care te definește cel mai bine? Munca, cred că. E singurul de care m-am ținut. Ai datorii? Da. Da, da. La stat, la prieteni? Multe am. Da. Am la bancă, am... Credite? Da, da. Dar mie mi-a plăcut întotdeauna să am datorii. Cum așa? Îmi plac foarte tare. Dacă tu îmi dai cutia asta, de exemplu, acum spui, uite, ți-o dau, costă 50 de roni. Zic, dar n-am bani la mine. Ia-o și îmi dai tu banii. Te trebuie pe caiet. Mie nu-mi trebuie, dar eu o iau doar că pot să o iau acum. Și o plătesc mai târziu. Dar dacă pot să o iau acum și pot să am acum un lucru, acum să-l am acum, eu sunt cel mai fericit. După aia nu mai contează că trebuie să dau bani. Iată un alt cuvânt care te definește. Acum. Acum, da, acum. Da, 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 da. Corect. Fericire sau bani? Ce e mai important? Fericire categoric, aici nici nu discutăm. Dacă ai câștigat la loterie, ce ai face cu banii? Bani mulți, da? Un premiu mare, da. Cel mare. Păi nu știu, cred că aș fi ipocrit să nu spun că mi-aș face niște super vacanțe. Cred că aș încerca să construiesc și eu un teatru, mi-ar plăcea să fac un teatru. Și m-aș duce și aș repara și aș ajuta să repare toate adăposturile de copii, de bătrâni și de animale. Marius, cine te așteaptă acasă? Câinele Luca și două pisici. Când ai spus ultima dată, îmi pare rău? Cred că acum o săptămână jumătate. Eu insist și am să întreb de ce. Am făcusem o prostie și da, mi-a părut rău. Am făcut o nefăcută și nu pot să spun ce am făcut. Îmi pare rău, că nu, uite, îmi pare rău, că nu pot să spun. Da, da.
Spun deseori, îmi pare rău. Adică eu de fiecare dată când îmi dau seama că am greșit sau că am jignit fără voia mea sau că am avut un orgoliu nemăsurat și că m-am ambiționat doar să demonstrez ceva, mă duc acasă și nu pot să închid ochii și atunci dau telefon sau trimit mesaj și spun, bă, iartă-mă, m-a luat gura pe dinainte sau am greșit, îmi pare rău, a fost orgoliu. Asta fac des, fac foarte des, pentru că am chestia asta că înainte să mă bag în pat, îmi place să fiu împăcat cu niște lucruri și nu îmi place să adorm cu ceva... Cu sufletul greu. Da. Bașca că adorm greu și am timp mult să mă gândesc. Adică până la două noaptea tot ai timp să... Nu numeri oi? Nu număr oi. Nu. Nu. Dacă ai putea să salvezi un singur om, ar fi un copil sau un bătrân? Oh. Un bătrân cu cap de copil. Nu. Un copil cred că ar salva. Ar salva un copil gândindu-mă totuși că omul în vârstă a avut o experiență, a trăit niște ani, s-a bucurat de viață. Și totuși copilul ăla merită și el să aibă, să vadă și el soarele dimineața și mai multe primăveri. Are o viață înainte, practic, exact. Asta e ideea. Adi Hădean, mulțumim foarte mult pentru masă. Mulțumim, mulțumesc și eu pentru ocazie și pentru poveste. Am stat cu minte și l-am ascultat. Mulțumim. Marius Manole, îți mulțumim foarte mult pentru prezența la cină. Te-am așteptat mult, dar ai venit în cele din urmă și a meritat așteptarea, spun eu, pentru că ne-ai spus ceva lucruri interesante și despre tine și despre lumea teatrului pe care o cunoști atât de bine. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ne revedem săptămâna viitoare la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Ne revedem săptămâna viitoare!